Ca să putem să vedem un om din perspectivă integrativă, trebuie să înțelegem că, de fapt, prezența care ne interesează pe noi este o prezență de lumină și iubire care vine la întrupare. Preiau o haină care este de natură transgenerațională, pentru că este creată de mama și tata. Mama și tata îi dă și numele. Mi-am ales eu numele? Nu. Hainei? Nu. Mama și tata au zis, haina se va numi Alexandru. Amin. Și s-a numit Alexandru. Eu am luat haina care se numește Alexandru, mă uit la ea și zic, eu sunt Alexandru. Eu nu sunt Alexandru, haina Alexandru. Eu sunt cel care a preluat haina Alexandru. Întrebarea este cine sunt eu. Da? Asta e și motivul pentru care eu, ca și o prezență care cumva vine la întrupare, am nevoie să înțeleg că eu sunt altceva decât haina. Eu sunt altceva decât corpul fizic, eu sunt altceva decât corpul vital, eu sunt altceva decât corpul emoțional, eu sunt altceva decât corpul mental, care sunt asociate corpului fizic. Adică aceste experiențe de viață, aceste forme care este creată, aceste personalități care cumva trăiește în interiorul aceste realități și trăiește anumite experiențe și le înscrie în cartea vieții din această viață, dar care nu are legătură cu mine. E ca și cum a zice, azi intru într-un corp robotic și îl conduc, mâine mi-au un corp robotic de femeie, poi mâine mi-au un corp robotic de bărbat, odată mi-au un corp robotic mai mare, unul mai mic. Mi-au corp robotic în fiecare zi, ce mă interesează pe mine să trăiesc ca experiență în viața respectivă. Asta nu are legătură cu mine, eu nu sunt corp robotic, corpul robotic este doar o haină. Da? Insist asupra acestui subiect pentru că a privi integrativ o persoană înseamnă a înțelege că de fapt noi ne pierdem vremea și prin structura de informare care a fost generată și lăsată, noi zgâriem peretele. Da? Da. Ce avem de făcut este să înțelegem că a zgâria peretele este o pierdere de vreme. De ce? Pentru că în esență zgârii peretele și realizezi după zeci de ani că ai zgâria doar peretele. Da. E nevoie să facem un breakthrough, să trecem dincolo. Da? Să trecem dincolo de aceste aparențe, de aceste senzații de realitate. Și să înțeleg cine este omul. Adevărata prezență, adevărata identitate este cea care vine la întrupare. Da? Nici măcar corpurile dintr-o altă viață, care sunt doar experiențele de viață în viața respectivă, nu reprezintă el. Reprezintă exact. Doar alte perspective ale lui. De-abia după ce ai consumat toate experiențele din toate viețile, începi să te găsești pe tine cine ești tu cu adevărat. Așa că dacă stau și plec din punct de vedere al lucrului cu sine, și plec de la faptul că am un conflict cu mama și cu tata, mă iertați, asta este doar o zgârietură. Da. Comparativ la dimensionalitatea lucrului cu sine, da, e ca și cum tu, de fapt, vezi efecte asupra unui corp fizic, corp emoțional, corp vital, corp mental, generate de un comportament a mamei și al tatei. De asta e doar un efect. Păi, atenție, sunt miliarde de valuri în jurul meu. Am nevoie să conștientizez această dimensiune ca să pot să adresez viziunea de care am nevoie, ca să pot să înțeleg cine sunt eu în mijlocul acestor mișcări cuantice.